Bună ziua! Astăzi vom tricota elasticul franțuzesc. Așa arată pe fața lucrului și așa pe dosul lucrului. Se utilizează la căciulițe, fulare, pulovere, cipici, ciorapi, peste tot. Deci să începem. Vom monta 22 de ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, continuăm până la 22. Scoatem o andrea și lucrăm primul rând. Un ochi de margine din aceste două ochiuri, trebuie să lucrăm două ochiuri pe față. Facem în felul următor. Introducem andreaua în al doilea ochi. Și lucrăm un ochi pe față. Apoi, fără să scoatem ochiul de pe andrea, introducem în primul ochi. Și lucrăm un ochi pe față. Scoatem ambele ochiuri. Următorul, un ochi pe dos. Repetăm de la început. Avem de lucrat aceste două ochiuri pe față. Lucrăm întâi cu primul ochi, apoi al doilea. Următorul pe dos. Continuăm să lucrăm până la final. Principiul este clar. Întâi în al doilea ochi, apoi în primul, următorul pe dos. Și la sfârșit. La sfârșit avem 2, întâi primul, apoi al doilea și cel de margine pe dos. Acum pe dosul lucrului vom lucra. Un ochi de margine, aceste ochiuri pe dos, la fel le lucrăm. Întâi al doilea lucrăm pe dos, apoi primul. Următorul îl lucrăm pe față. Iar avem două ochiuri pe dos. Întâi al doilea, apoi primul, un ochi față. Continuăm să lucrăm până la final. Întâi al doilea, primul. Și la sfârșit avem
aceste două ochiuri pe dos. Cel de margine pe dos. Și pe fața lucrului deja se vede desenul. Mai departe, repetăm de la ochiul 1, de la rândul 1 și 2. Se repetă aceste două rânduri. Un ochi de margine. Lucrăm întâi al doilea ochi, apoi primul, următorul pe dos. Continuăm să repetăm și pe dosul lucrului la fel. Eu voi tricota câteva rânduri în sus să vă arăt ce obțin. Eu am lucrat 12 rânduri și uitați-vă ce bată frumoasă am obținut. Sper că v-a fost util tutorialul. Vă mulțumesc pentru atenție și de comentarii. Nu uitați să vă abonați. Succes în tot ceea ce faceți. V-am pupat. Pa, pa!